Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Cât valorează un artist viu? Dar unul mort. Acesta este începutul și trebuie să ne adaptăm. Și sunt foarte optimistă că arta peste ani de zile nu va mai arăta așa cum o cunoaștem, se va transforma. Singur a reușit să crească, să crească, să crească. Nu vreau să zic, dar am observat și eu că în general iese în evidență. Da, păi nu, că na, când te mănâncă limba trebuie să faci ceva. Poate o să avem o plasmă în casă, poate o să se întâmple Maestru și Margareta între noi, un 3D, un 5D, un 10D. Mă provoc să fac niște mărturisiri care, nu știu, nu le-am mai spus până acum. Uite, ți le spun ție în premieră. Îmi deschid sufletul. Manuscrisele nu ard. Manuscrisele nu ard niciodată. Tu, când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care încă nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor, iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. Sunt Natasha Alina Culea și îți spun bun venit la Book Media! Cartea pe care ți-o prezint astăzi este o carte specială și controversată. Se numește Maestru și Margareta și este scrisă de scriitorul rus Mihail Bulgakov. Ei bine, Mihail Bulgakov, deși este un scriitor sovietic, s-a născut pe teritoriul actual al Ucrainei. Este o carte care face parte, cred că, din toate topurile internaționale și este considerată cea mai bună carte a secolului 20. Este un manuscris interzis. Avem de-a face cu un manuscris interzis. Este foarte tristă stoarta manuscriselor interzise, gândindu-te că un scriitor scrie 10-5 ani din viața lui și nu apucă să-și vadă publicată cartea niciodată. Aceasta a fost soarta tristă a cărții Maestru și Margareta a lui Bulgakov. Când mă gândesc la istoria artei, mă gândesc la Van Gogh, care nu și-a vândut un tablou în timpul vieții. Unii spun că și-ar fi vândut un tablou. Și mă gândesc, îmi pun niște întrebări legate de artă și de artiști. Cât valorează un artist viu? Dar unul mort. Dă moartea recunoaștere lucrurilor? Cumva nu știm să îi cinstim pe cei vii și îi cinstim în schimb pe cei morți, când lucrurile nu mai contează? Sunt întrebări cu care vă las pe dumneavoastră. Ei bine, această carte începe prin a reprezenta, subiectiv bineînțeles, Moscova anilor 1930, mai exact la sfârșitul perioadei staliniste. Foarte mulți au comparat această carte cu Faust, a lui Goethe, și eu am găsit totuși niște analogii, niște asemănări cu Kafka, cu metamorfoza lui Kafka, deoarece are foarte multe tușe de suprarealism, realism, realism magic, aș spune fantastic, foarte bine integrat. Este o carte în care se prezintă o societate aflată în degringoladă, moravurile ei și tonul amar al povestirii. Nu pot să nu remarci un ton amar al povestirii și resemnarea scriitorului. Ei bine, în Moscova își face apariția un străin, doctorul Voland, despre care nimeni nu știe nimic, se știe doar că vrea să își facă un spectacol de magie. În acest spectacol de magie începe să fie integrată societatea moscovită, totul ajunge haos și degringoladă, iar toată această degringoladă a cărții este susținută, din punct de vedere al echilibrului, de dragostea dintre maestrul și Margareta. Maestrul, bineînțeles, este reprezentarea scriitorului însuși, iar Margareta este muza lui, cea de-a treia lui soție. Vă doresc lectură plăcută și sper să vă intereseze această carte, pentru că este una foarte importantă. Cheia cărții, sau propoziția cheia cărții, este manuscrisele nu ard. Manuscrisele nu ard niciodată. Alături de noi este Adriana Ungureanu, scriitoarea Adriana Ungureanu, este autoarea a 4 cărți, da? Da. Femeia la 40 de ani, pe Facebook, M-am născut să te întâlnesc, artista
și Urma pașilor ei, cartea despre Iulia Hașdeu. Exact. Cum este să fii scriitor în România, Adriana? Wow, ce întrebare îmi pui de la început. De la început, așa. Da. Da. Păi, depinde. Pentru că, vezi tu, sunt unele voci care spun, și mi s-a și spus de către o singură persoană, ce-i drept, că dacă nu sunt membră în USR, nici nu am dreptul să mă numesc scriitor. USR-a nu se înțelege greșit, vorbim de Uniunea Scriitorilor. Vorbim de Uniunea Scriitorilor și trebuie să precizez și eu. Exact. Mai există alții care sunt convinși că dacă nu scrii ca Dostoevski, nu are sens să-ți atribui statutul de scriitor. Da? Și atunci, cred eu că o întrebare binevenită acestora este de ce se, se încumetă să mă citească, să te citească, să-i citească și pe alții care nu ne numim Dostoevski și care vrem să fim noi înșine în scrisul nostru? Ar mai fi aici, poate cu această părere, sunt oarecum de acord că în România a fi scriitor nu este neapărat un statut avantajat, pentru că publicul pare din ce în ce mai puțin interesat să cumpere carte și aici nu sunt de acord când se spune tinerii din ziua de azi nu citesc. Nu e adevărat, citesc fiecare în felul lui. Și eu am cunoștință care citesc, într-adevăr, nu este o afirmație deloc viabilă. Exact. Și nu trebuie să citească neapărat cărți sub această formă. Există internetul, da? Tot ce este acolo este citit de cele mai multe ori sau povestit mai nou, da? Pentru că și librăriile au început acum să, și editurile care se respectă au trecut la etapă superioară la podcasturi, da? Deci, cum mă întreb, cum e să fii scriitor? Ei bine, Adriana Ungureanu îți spune că nu e ușor, nu este greu, dar este ceva extraordinar de frumos. Și cât timp există un public pe care eu îl am alături de 6 ani de când am început să scriu, eu sunt un scriitor mulțumit și mă bucur de susținere, de înțelegere, de încurajare, ceea ce este grozav. Deci tu ai încredere în generația tânără, ceea ce este extraordinar. Și ai încredere că, mă rog, piața editorială de carte o să fie din ce în ce mai bine în România? Sau măcar sperăm. O tot spun și o repet, este într-o permanentă evoluție. Trăim niște vremuri în care asistăm la o schimbare radicală. Să fiu sinceră, nici eu nu mă așteptam, care sunt pasionată de futurism, nu mă așteptam ca schimbările să survină peste noapte. Dar acesta este începutul și trebuie să ne adaptăm. Și sunt foarte optimistă. Cartea peste ani de zile nu va mai arăta așa cum o cunoaștem, se va transforma. Bănuiesc și cred eu că rolul IT-știlor va fi din ce în ce mai puternic și mai important și mă bazez că ei vor inventa noua, etapă, un nou nivel de lectură și de carte. Niște personaje, poate o să avem o plasmă în casă, poate o să se întâmple Maestru și Margareta între noi, un 3D, un 5D, un 10D. Uite că pomenei mai devreme de Maestru și Margareta, chiar îți mulțumesc că mi-ai reamintit de această carte. Cândva exista pe lista preferințelor mele, doar că o uitasem, ți-o spun foarte sincer, în ce context. Mie îmi pare, din ceea ce am citit, nu cunosc cartea, dar am citit recenzii pe internet și ce te-am auzit pe tine mai devreme povestind, mie mi se pare că s-ar încadra oarecum și la stilul literar utopie. Eu sunt pasionată de utopie, mai nou, am descoperit-o în condițiile în care, în momentul de față, scriu o carte despre Calabria. L-am studiat pe Tommaso Campanella, care a scris Cetatea Soarelui și atunci mi-a încolțit oarecum ideea să abordez și eu acest stil. Deci te duci un picuț mai la sud, așa, mai către Italia. Acum, da, mă întreb în sorita Italie, da, după aceea o să rămân tot în zona mării, undeva pe la Balcic, așa că am de lucru. Eu știu dinainte ce urmează să scriu, doar că aștept timpul să-mi dospească imaginația, informațiile, să mi se deschidă calea.
Aș vrea să te întreb, Adriana, și sigur sunt mai mulți autori, poate care vor să devină autori, autori în devenire. Spune-ne și nouă, ce provocări ale scrisului ai întâmpinat? Ce probleme, ce greutăți, ce... Ce întrebări? Văd că zâmbești deja, deci ai în minte... De ce zâmbesc? Pentru că pur și simplu mă provoci să fac niște mărturisiri care... Nu știu, nu le-am mai spus până acum. Uite, ți le spun ție în premieră. Îmi deschid sufletul, nu în sensul de a mă lamenta, ci în sensul de a mă, eu știu, de a mă confesa ca unei prietene. Să știi că în felul acesta tu ajuți alți autori care o să întâmpină aceleași probleme. Deci poți să vorbești pentru că nu doar te mărturisești, dar îi ajuți și pe cei tineri? Să dea Dumnezeu să nu întâmpine ce am întâmpinat eu. Fiecare vom avea propriile obstacole. Vezi tu, eu niciodată nu mi-am planificat, nu mi-am programat să ajung scriitoare. Pur și simplu s-a întâmplat. Așa mi-a croit viața întreaga infrastructură ca eu să urmez această cale. Din nefericire n-aș putea spune că, mă, tu știi că eu, mă rog, pasiunea mea pe lângă scris este și a preda, a fi cadru didactic. E, uite, în cariera aceasta didactică nu am atâta spor și totul mi este blocat, din păcate. În schimb, scrisul se pare că mi este calea bătătorită. Din punctul acesta de vedere, aș putea spune că nu a fost o mare problemă, dar nu înseamnă că mi-a fost ușor. De ce? Pentru că eu nu am avut probleme legate de subiectele cărții. Când m-am încumetat să abordez o anumită temă, știam că o pot duce la capăt. Sunt un om care mi-am cultivat răbdarea în ani. A scrie carte înseamnă răbdare multă, înseamnă stare potrivită, nu te poți apuca să scrii, tu știi foarte bine, în orice moment, în orice stare, ai nevoie de o liniște și să te conectezi la subiectul este pe care tu îl studiezi. Este o muncă foarte grea să scrii, este, Adriana. Și apropo de această muncă, uite, vezi ce obstacole am avut. Am avut personaje, oameni care mi-au pus piedici. Și aici... Le-ai făcut personaje? Le-ai omorât într-o carte? Parțial, da, parțial nu. Aș putea spune că, privind partea plină a paharului, aceste persoane m-au ajutat să fiu mai bună și să demonstrez că timpul este în favoarea mea. Și îți dau un exemplu, e legat de fosta viața soțului meu, că de asta spun, o să-ți fac niște confesiuni pe care nu le-am mai făcut până acum nimănui, într-un spațiu public, așa, prietenii cunosc despre ce este vorba. Și această persoană care avea pretenția că scrisul este un domeniu atribuit doar ei sau care este menit doar ei, eu am fost, bineînțeles, o intrusă. Și, din păcate, comportamentul a fost subminator pentru mine. Mi-a subminat curajul, mi-a subminat încrederea. Reacțiile nu au fost întotdeauna directe. Au fost și prin interpuși, au fost și prin alții stârniți. Deci ai fost hărțuită livrescă. Da, și să știi că nu mi-a făcut bine deloc asta. Fiecare lansare de carte trezea scriitorul într-o mulțime de oameni din jurul meu. Păi dacă a scris ea, normal că putem și noi. Și ce să vezi, nici până în zilele noastre n-au scris nici în română, nici în engleză, cum își propuseseră. Și probabil că, încercând acest exercițiu al scrisului, văzând cât este de greu, cred eu că, așa cum spuneam, timpul vine în favoarea mea și a făcut ca oamenii aceștia să mă respecte. Nu cred că este un respect aparent, cred că este un respect câștigat prin faptul că ei au putut să măsoare efortul care îl presupune scrisul. O altă persoană, tot apropiată, soțul meu, foarte apropiată, la un moment dat mi-a spus, eu mi-am dorit două lucruri, mi-am dorit să am doctorat și să fiu scriitoare. Dumnezeu ți-a dat ție amândouă, tot ce mi-am dorit eu, nu este drept. Și atunci am zis, dar ce te oprește să faci totuși, să-ți duci visul la capăt, să-ți îl împlinești? Păi da, dar eu n-am condițiile tale, eu nu am un asta soț ca al tău. Asta cu condițiile, nu vreau să mai aud vreodată. Uite, scuză-mă că te întrerup, nu dar ca să poți să scrii,
oamenii nu-și dau seama că totuși este un produs, o carte este un produs relativ ieftin, da? Este un produs, să spunem, între 20 de lei și 50 de lei. Exact. Dar acest produs este munca unui om care, încă o dată, poate dura ani de zile, ani de zile de sacrificiu, nu ani de zile de scris 500 de cuvinte pe zi. Exact. Simone de Beauvoir spunea că scriitoarea nu este acea femeie care se ocupă și de casă și de scris. Scriitoarea este acea femeie care își subordonează întreaga existență scrisului. Îți spun sincer, în momentul în care soțul meu a înțeles asta, au început să apară scrierile de calitate, scrierile bune, care mă reprezintă. Și așa am ajuns la concluzia că acea persoană într-un fel avea dreptate, pentru că ai nevoie nu numai tu să fii hotărâtă să scrii, dar trebuie să ai și condițiile din jur, soțul meu să preia o parte din treburile casnice, da, astfel încât eu să mă pot desfășura. Și am dat dreptate, am înțeles-o, nu știu cât m-a înțeles ea pe mine, dar... Sunt foarte mulți oameni care spun, ce sunt cu toți scriitorii apăruți peste noapte? Ei bine, scriitorii trebuie să apară peste noapte, adică apare peste o noapte. Nu contează dacă este noaptea aceasta sau noaptea, nu știu. Adică nu știu ce se așteaptă. În condițiile în care au muncit multe zile și nopți înainte. Ideea realistă a lucrurilor este că, într-adevăr, una este să începi să scrii o carte, că oricine poate să publice, la o editură mică, dar nu la una importantă, că ne-a spus deja domnul de la RAO. Oricine poate să scrie, ideea este să vezi că este o scriere evolutivă. Exact. Pentru că dacă rămâne pe aceeași nișă, nu vezi absolut nicio schimbare de la o carte la alta și nu evoluează prin scris, atunci nu prea ai de-a face cu un scriitor prolific. Scriitorul prolific, eu sunt foarte perfecționistă și ai spus de cei care vor să scrie ca Dostoevski. Ei bine, sunt pe acolo undeva, adică mie mi se pare că trebuie să luăm acest lucru foarte în serios. De ce? Am în minte cum un scriitor acum două secole scrijelea cu pana 10 ani de zile, să spunem, un manuscris la lumina lumânării, da? Și noi acum cu calculator, cu editor și noi stăm să ne plângem și scoatem o carte de 150 de pagini. Haide să fim serioși! Haide să fim serioși! Știi care e părerea mea? Merg pe ideea, orice carte este un produs supus vânzării. Câtă Corect. Vreme acel produs se vinde, există un consumator care are nevoie de acel produs, chit că acel produs nu este de foarte bună calitate, eu zic că și-am împlinit menirea. Deci avem loc tot sub soare. E adevărat, ierarhia se formează în timp. Calitatea scriitorilor se vede în timp, tenacitatea lor, seriozitatea. Sunt unii care vor o carte doar ca să aibă o etichetă, o carte de vizită, dar sunt unii, cum facem noi două, vrem să evoluăm, vrem să urmăm această cale și să o facem din ce în ce mai bine. Eu zic că nu trebuie să-i desconsiderăm pe niciunul. Nu trebuie. Asta nu, dar spun, văd dar că se practică asta. Timp, se practică. Și mai ales debutanții știm foarte bine, debutanților li se dă în cap foarte ușor. Mm-hmm. Este exact, parcă acești oameni mai în vârstă au misiunea de a opri pe alții să își urmeze pasiunile. Să observ tu cum e privit un debutant care nu are spatele asigurat, care nu are o recomandare. Eu îți spun că eu am fost în această măsură și știu cum am fost. Știu, te cred, dar da. Pe de-o parte este și vina editurilor care iau un manuscris și nici măcar nu-l corectează prea bine. Exact. Și atunci când ajunge un acest produs pe piață, este normal ca oamenii să se întrebe, dar eu de ce am dat banii ăștia? Exact, corect ce spui, este foarte adevărat. Din păcate, eu zic că ducem lipsă de buni corectori, nu mai sunt cei de pe vremuri. Nu plâng sub nicio formă, dar din acest punct de vedere, într-adevăr, deși am descoperit foarte multe cărți vechi care aveau și acelea greșeli, dar nu parcă sunt atât de multe ca în zilele noastre. Exact. Spune-mi, Adriana, da. Cum este o femeie la 40 de ani, dar cum este ea pe Facebook? Da, multă lume mă întreabă de ce am pus femeia de 40 de ani pe Facebook. Păi, cum este? Este puternică, este încă foarte frumoasă, este o femeie care are încă multe de spus și care știe că are foarte multe de făcut și atunci se mobilizează, se pune în centrul universului ei, își dă seama, se trezește, până atunci a trăit pentru alții, a făcut ceea ce trebuia și nu ceea ce își dorea.
Și am ales ca această femeie să-și desfășoare o parte din viață pe Facebook, pentru că în urmă cu mulți ani, cu 6 ani, Facebook-ul era în evoluție, era foarte la modă și acum este, dar nu mai e chiar așa ca atunci, wow, era ceva fascinant. În momentul de față, iarăși să-ți fac o mărturisire, aș vrea să spun că pregătesc, conturez profilul femei de 50 de ani, pe care probabil o să aleg să o postez tot în mediu virtual, obligatoriu online, doar o să vedem suportul, vedem, mai sunt câțiva ani până atunci și vedem ce apare nou. Să știi că eram într-o librărie la un moment dat în București și nu știu, am început să vorbesc cu doamna care vindea cărțile, că eu mai vorbesc de la portar până la oricine. Da, și eu la fel procedez. Cu ei și mi-a spus că a citit cartea ta pe Facebook și că i-a plăcut foarte mult, adică s-a regăsit în acea etapă a vieții ei și a făcut într-adevăr bine. Da, uite, vezi, eu mi-am atribuit acest drept de a vorbi despre femeia de 40 de ani, pentru că scriitorii, da, cei de toate vârstele, preferă muzele tinere. Le-am lăsat lor mai tinerele și eu am vrut să fac puțină dreptate și să aduc în prim plan și femeia de 40 de ani. De ce? Am făcut un exercițiu pe care nu l-a mai făcut nimeni înainte și nu vreau să-mi atribui eu rolul de pionier, că după mine au fost, într-adevăr, multe voci feminine care au adus vârsta de 40 de ani acolo unde își merită locul. Eu am încercat să fac în așa fel încât să fiu sinceră, să aduc niște subiecte și niște, e adevărat, tangențial, stângace, prima carte, da? Dar am pus pe tapet niște probleme tabu. Femeia nu avea curajul să mărturisească public, să-și mărturisească nefericirea, nemulțumirea. Eu făcând acest lucru, femeile au prins curaj și vreau să zic că e o carte care a schimbat într-adevăr vieți. Și mă întrebai cum e să fii scriitor în România? Da, a fost foarte bine, începutul a fost extraordinar. Mai departe, următoarele două cărți, am menținut low profile tocmai din motivele, provocările pe care ți le-am spus, ca să evit un pic. Eram nesigură, eram, tot timpul spuneam, voi apărea în public când voi avea ceva cu adevărat de spus. Adriana, ai lansat mai inedit romanul Artista, adică nu a fost o lansare tipică, da, în care stă lumea așa pe scaune și la un moment dat și scriitorul vorbește. Ai făcut un spectacol din această lansare. Povestește-mi puțin, te rog, despre ideea atrăgătoare din spatele unei lansări interesante la care oamenii se vină cu plăcere. Deci eu am vrut un pic să... Toate lansările mele sunt inedite, indiferent de subiect. De Artista am profitat mai mult decât de obicei. De ce? Pentru că am vrut să mă desprind un pic de masa celorlalți scriitori, nu în sensul elitist, ci într-un sens de originalitate. Artista a avut într-adevăr 3 lansări, 2 antologice, 2 memorabile și una mai puțin plăcută. Este cea neplăcută, e vorba de Târgu Gaudeamus, unde am lansat împreună cu alți 2 scriitori și antevorbitorii mei, eu fiind ultima, mai tânără decât ei la vremea aceea, mi-au consumat minutele și când a venit rândul meu, eu n-am mai avut decât 2 minute dintr-o jumătate de oră. Ai apucat să spui titlul? M-am apucat să spun titlul 2-3 cuvinte, dar eram presată, că nu-mi place să vorbesc în presiune, mai ales eu fiind o fire emotivă și am fost atât de dezamăgită încât, deși publicul era, majoritatea era al meu și venise pentru mine să mă audă. Și am zis, eu la târguri de carte nu mai vreau lansări. Nu m-am ținut de cuvânt, că tot am mai avut, dar de fiecare dată la fel am fost. E o presiune foarte mare, sunt foarte mulți oameni, într-adevăr e un pic mai dificil. Exact. Îți spun sincer că la un moment dat la Gaudeamus nu am făcut nicio o figură foarte plăcută, pentru că am întârziat 2 ore, la propria mea lansare 2 ore, dar din ce cauză? Era un trafic infernal, nu se mișca nicio mașină. Exact. Asta este Gaudeamus, care încă nu este complet finisat și pus organizat
ca lumea. Dar aș vrea să revin un pic la artista, dacă îmi dai voie, ca să spun conceptul, că e chiar a fost o chestie originală. Cum zic eu, ce n-a văzut Bucureștiul, n-a văzut Parisul. N-a văzut micul Paris. Exact, n-a văzut micul Paris, da, cred că asta este cea mai potrivită expresie. Eu m-am gândit că, vezi tu, fiind vorba de artista, literatura să fie gazdă pentru alte arte. Drept pentru care, începând cu locație, Muzeul George Enescu, prezentatoarea, o actriță, Doina Ghițescu, am avut pianistă, Angelica Todea, o voce extraordinară de soprană care s-a auzit mai bine ca niciunde, deși am ascultat-o și în alte locuri, cântă minunat, dar în casa Enescu suna extraordinar. Acolo este vorba de Rodica Anghelescu. Ca să nu se lase mai prejos, prietenele noastre comune de la Chișinău au, să le menționăm că se cuvine, că este munca lor și chiar fac niște lucruri extraordinare pentru cărți, ele promovează autori români și lumea trebuie să știe de ele, de Cristina Dobă, de Tatiana Slivka și de Victoria Ana Colin. Da? Și, zic bine? Și Donțov. Și Victoria Donțov. Exact. Mai sunt carte. Așa, adevărat că sunt multe, sunt mult mai multe acolo persoane. E un nucleu care pune atâta suflet și organizează niște lansări incredibile. Ei bine, la Chișinău am avut o balerină pe Maria Morari. A fost ceva extraordinar. Vezi tu, toate celelalte lansări sunt superbe, dar niciodată nu va mai fi acea vibrație, acea emoție pe care am simțit-o la acele lansări. E ceva ce mi-a rămas aici. Și se pare că publicul moldovan primește mult mai bine autorii români decât publicul român? Nu neapărat că îi primește mai bine, îi primește, aș putea spune, cu mai multă căldură, cu mai mult interes, cu setea aceea că vine cineva din țara lor, pentru că ei consideră România țara lor, noi avem de-a face acolo cu mulți români, da? Ce să spun, eu am ajuns în Moldova și aici iarăși trebuie să fac iarăși o mărturisire datorită ție. Da? Dacă datorită mie, asta nu știam. Da, pentru că tu ai fost prima care ai cunoscut-o pe Cristina Dobă și prin tine a ajuns la mine. Nici nu mai mi-aduc aminte circumstanțele. Indirect s-a ajuns și la Diana Farca, iar noi două ar trebui să-ți mulțumim ție pentru că tu ai deschis calea Moldovei, a noastră. Lumea mă întreabă, ce cauți tu în Moldova? Cine știe ce agent 007 fi pe acolo? E greu de imaginat că în zilele noastre cineva pe eforturile financiare proprii ajunge acolo ca să, în numele culturii, pentru a ne lua, vezi tu, eu mă duc în Republica Moldova nu numai la lansări de carte sau la conferințe, pentru că publicul moldovean, eu am avut posibilitatea să cunosc, am uitat să te previn că eu vorbesc foarte mult, dar publicul moldovean este pe de o parte cel pe care noi îl cunoaștem feminin prin evenimentele organizate de cele menționate, dar Dumnezeu mi l-a trimis în cale după o lansare incredibil de frumoasă de la Biserica Veche, unde am lansat-o pe Iulia Hașdeu. Am fost contactată de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu Hașdeu, de domnul Alexandru Moraru, să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că dânsul a contribuit foarte mult la lărgirea publicului și am cunoscut elevi de la Liceul Hașdeu, oameni care au fost invitați la o conferință științifică unde am vorbit și eu și care erau interesați de subiectul Hașdeu. Adică am avut posibilitatea să cunosc diverse paliere de public și peste tot simți căldura, ești bine primit, dincolo de faptul că mie îmi place să merg acolo și ca să mă inspir, îmi iau pofta de scris și de acolo. E minunat, ai văzut toamna când te plimbi pe aleile lor cu platani, cerul acela minunat, fără niciun nor, de un albastru intens, așa cum este o parte din studioul vostru. Deci este ceva incredibil de frumos și puritatea aceea sufletească îmi lipsește. Nu mai zic de clădirile vechi care mă inspiră. Eu am o problemă cu vechiul, cu ce a fost departe, sub nicio formă să nu fie interpretat că am vreo nostalgie din secolul trecut de anumită factură politică, sub nicio formă. Nu. Clădirile acelea dinainte de 40, acelea mă inspiră. Adriana, eu o să fiu mult mai drastică decât tine și o să spun din start că dacă în Republica Moldova
autorii sunt bineveniți la toate emisiunile, da? Și se vorbește și se organizează cenacuri, se organizează evenimente în România la emisiunile foarte bune. Dacă nu e vreun scandal sau vreo conexiune, nu. Autorii nu prea vin. Haideți să fim foarte serioși. De aceea, A7 TV mi se pare extraordinară ca televiziune. Da, este o inițiativă pentru care vă felicit. Chiar m-am bucurat când am văzut că este o emisiune dedicată cărții. Nu știu dacă mai există o emisiune de fapt de carte. Existau diverse secvențe. Da, acum? Pe fiecare post mai există, nu vreau să fac reclamă, dar există un fel de, cum se face revista presei, se face un fel de ce cărți au mai apărut. Există critici care vorbesc, Daniel Crista Enache are la fel, încearcă să vorbească despre clasici, despre poezi, despre eu știu ce subiecte îl inspiră și pe el. Adică mai sunt oameni care se străduiesc într-adevăr să facă ceva. Dar ai dreptate, nu prea suntem băgați în seamă. De ce? Pentru că, vezi tu, nu vreau să zic, dar am observat și eu că în general iese în evidență, da, păi nu, că na, când te mănâncă limba trebuie să faci ceva. Am observat și eu că iese în evidență doar anumiți oameni. Ei sunt lăsați. Dacă nu fac ei ceva, îi alții care fac nu prea au voie să iasă în față. Recunosc asta, am observat. Mă doare, dar în același timp nu înseamnă că ne lăsăm mai prejos. Lasă-mă, că noi avem mijloacele noastre, muncim încet și sigur, da? Avem, da. Deci... Spune-mi, te rog, dar tu ai citit vreo carte a unui scriitor moldovean? Da, eu când vin de acolo, fără să vreau, vin cu un morman de cărți. Ce-i drept, multe mi-au fost... Pasiunea mea pentru istorie se materializează și în cărți cadou primite de acolo. Eu am o mare durere, apropo de HD-ul. Vezi tu, am și spus asta, mă întrebai, l-am dat iarăși de provocări. Vezi cum îmi vine în minte acum și poate par un pic haotică, dar îmi ziceai de provocări. Păi și de scriitorii moldoveni, că se leagă. Este o poveste care are sens. Când te apuci și scrii despre un subiect atribuit de alții înaintea ta, care și-au căpătat rolul de zei și de Dumnezei în domeniul respectiv, vii tu și demonstrezi, sau apar tu și nu că demonstrezi, că nu ăsta-i scopul. În cercetarea ta descoperi că munca lor nu a fost suficient de bine făcută, au fost cam superficiali, da? Când am fost la Castelul HD-ul de nenumărate ori... Vorbim despre partea de documentare. Partea de documentare. Acolo sunt doar câțiva autori și gata. Deci 3, 4, 5... Nu, al cincelea nu există. Deci nu, serios. Mă duc în Republica Moldova și la o conferință dedicată lui HD-ul și era un perete imens, plin cu cărți despre... viața lui HD, despre HD, despre diverse oameni care acolo HD este divinizat. Și l-am întrebat pe domnul Alexandru, noi de ce nu avem cărțile astea? Nu, mi se pare nedrept. Cei de la bibliotecă m-au contactat în ideea că, domne, pe noi ne interesează tot ce apare despre HD. Noi trebuie să avem aici. De ce nu facem și noi în partea asta la altă? Ce apare? Ca să înțeleagă și cititorii noștri, deci cartea pe urma pașilor ei, da? Adriana Ungureanu este aceasta? Da. Bun, deci pe urma pașilor ei, Iulia HD, Între viață și nemurire, cartea Adrianei, o carte care îmi imaginez că a presupus o documentare, nu că solidă, piatră, granit, corect? Este și o carte destul de amplă. Dacă aș fi fost pe vremea Inchiziției, cred că m-ar fi ars pe rug, pentru că prima... Ai fi fost cenzurată. Nu cenzurată, nu, arsă pur și simplu, pentru că am trăit o experiență cândva, în urmă cu foarte mulți ani, și acea experiență am împărtășit-o în prima parte, în primele file de carte. Mai departe am muncit povestea. Am muncit, toată lumea caută să mă identifice pe mine. Dar nu e așa. Asta spun. Deci am avut o experiență care fica savantului Bogdan Petricei cu HD. Am avut o experiență pe care am împărtășit-o în carte. Este autentică. Și apoi, între momentul acelei experiențe și momentul materializării cărții au trecut 30 de ani. Acum citesc în momentul de față cel la Serghi pe firul de păianjen al memoriei. Mie îmi place la nebunie această femeie cu care eu rezonez foarte bine și pentru faptul că acolo am găsit un citat
în care îl pomenea pe Constant Ionescu, cel care a scris cartea despre Camil Petrescu, cel pe care ea l-a iubit foarte mult, și spunea, scriitorii în general au foarte mult, au nevoie de foarte mult timp ca să scrie povestea lor sau scrierea lor. Camil Petrescu avea nevoie de foarte mult timp ca să aibă despre ce să scrie. Ei bine, în ăștia 30 de ani, da, am acumulat experiență, am dospit informații care mi-au au ajuns la acest rezultat. Adriana, această tânără, da, pentru că a murit la 18 ani, este considerat copilul genial al literaturii românești. Cum s-a manifestat această genialitate a Iuliei Hașdeu, încă de mică, din câte știu, de la 2 ani? Au început primele semne de genialitate. Da, vezi tu, aici este foarte mult, trebuie să vedem, să diferențiem mitul de realitate. Pentru că sunt foarte mulți copii care la 2 ani sunt extraordinar, absorb informația. Eu nu aș vrea, cum spunea și Cela Serghi, eu nu sunt acea literată așa cum este Pantofarul, Cizmarul sau Cruitoreasa, în sensul că eu nu sunt om de specialitate, dar nu vreau să fiu privită nici ca, eu știu, o adeptă a diletantismului și să încep să mă dau, să mă erijez în ceva ce nu sunt. Aș vrea să fiu privită cu încredere ca o pasionată de Iulia, care a căutat cu efervescență să o înțeleagă în fiecare rând scris de ea, drept pentru care i-am citit toată opera. Și concluzia mea este în felul următor. Iulia este într-adevăr un geniu, pentru că a scris, deci genialitatea ei, mai bine zis, constă în faptul că a scris poezie. De proză n-aș putea spune că sunt, o iau ca un exercițiu de scris al unui copil. În schimb, la poezie, acolo, într-adevăr, depășește foarte mulți poeți. Regret că ea a scris în limba franceză și acesta este motivul pentru care ea este izolată și nu luată foarte în serios de critici. Este, de multe ori este ironizată și mă doare asta. Pentru că ea a surprins aspecte din viață mult, mult mai profund decât o facem noi la vârsta la care am ajuns, da? Și ea, să nu uităm că ea a murit la aproape 19 ani, 18 ani și 10 luni. E, și când te gândești că ea a scris între 14 ani și 18 ani peste 130 de poezii, Manolache așa ne spune, părerea mea este că sunt mult mai multe, pentru că unele poezii au mai multe variante. Ea a prezis că va muri înainte de a-i se declanșa boala. Aici iarăși trebuie citită cu atenție. Înainte de a avea primele simptome de ftizie, de tuberculoză, a scris o poezie în care mărturisea, chiar așa se cheamă, Vis de poet, în care îi mărturisea profesorului ei preferat, Maurice Albert, îi spunea că a avut un vis din care clar este descrierea drumului spre dincolo, da? A scris cea mai frumoasă poezie dedicată morții. Un copil să înțeleagă atât de bine moartea, da, e ceva incredibil. Ea studiind la Sorbona, de aceea... Ea studia la Sorbona, nu și-a terminat studiile, toată lumea face caz că vai, și pregătită de teza de doctorat, nu. Este foarte multă exagerare, din păcate, bietul copil, da, intenționat să dea, dar nu există nicio filă care să ateste că a făcut pregătire. În schimb, ea a prezis, și aici e foarte interesant, vorbea la un moment dat de unirea tuturor românilor, da, în condițiile în care ea, când trăia, erau unite doar țara românească și Moldova. De Ardeal nu se punea problema. Vorbea la un moment dat de alte evenimente care îmi scapă acum. Sunt un pic... Am uitat să spun de multe și... de spus despre Iulia. Nu, dar ea este o vizionară. Deci în joaca aceasta de scris, ea a spus niște... De primul război mondial,
pe care l-a plasat în, așa în joacă undeva, deci toate popoarele intră într-un război. Specialiștii au spus că ar fi fost vorba de războiul balcanic, nu are legătură, pentru că ea vorbește de toate națiile, nu de unele dintre ele, da? Și a plasat acțiunea undeva în 1904. Ea a murit în 1888, adică... Am înțeles. Adriana, apropo de studiile ei, am găsit un fragment scris de ea care mi s-a părut mai mult decât emoționant. O să-l citez acum. Cât despre renunțarea la continuarea studiilor mele și reîntoarcerea în țară, înainte de a fi cel puțin licențiată, nici nu mă gândesc. Nu o voi face. Chiar dacă ar trebui să mor, da, încă o dată, și nicio putere omenească nu mă va obliga. Nu am muncit toată copilăria și tinereța pentru a mă opri chiar când sunt aproape de a ajunge în port. Sunt încă vie și nu voi renunța la această muncă atât timp cât îmi rămâne o picătură de sânge în vene și un suflu de viață în piept. Îi scria Iulia de la Paris tatălui ei. Exact, în corespondență. Un asemenea deja... fragment cutremurător, extraordinar, adică în primul rând relevă o personalitate extrem de ambițioasă, o personalitate foarte puternică pentru vârsta ei, destul da, de și fragilă. În același timp deznădăjduită că boala, deci, repet, era conștientă că va muri. Bineînțeles, întotdeauna există o speranță, nu? Că se va întâmpla ceva, că spune ea acolo, vreau să termin cu riscul de a muri, da? Deci, situația era foarte gravă. Tatăl ei spunea, oprește-te, gata, vino aici și lasă tot. Este incredibil acest, este emoționant, dar eu mereu spun că Iulia poate fi un model pentru tânăra generație. Dar mai avem astfel de copii prodigioși, mai naște societatea noastră niște copii erudiți și interesați atât de mult de învățătură? Să știi că da, eu sunt foarte optimistă. Uite, vezi tu, noi avem sindromul olimpicului. Dacă nu are, nu știu, rezultate fabuloase la un concurs care să ateste o anumită valoare, omul ăla nu mai valorează nimic. Pe de altă parte, exagerăm foarte mult pe cei care ne sunt împinși în față și care vor intra în politică, da? Viitorul țării, care politica de cadre funcționează acum sub o altă formă, reloaded, da? Și foarte mulți sunt impresionați de acești copii care nu ei sunt cei de care spui tu. Avem, dar nu se văd. Păi eu însă zic că sunt mama unui copil, nu vreau să par cioară, dar chiar e un geniu, chiar e un om extraordinar. El la rândul lui are copii valoroși, oameni valoroși. Că acum, dacă mă aude că îi zic copil, cred că chiar se supără, că are 20 de ani. Dar este un om deosebit și nu se vede. Nu vrea sub nicio formă să iasă în față, nici el și nici mulți alții, foarte mulți. Nu sunt puțin, te rog, crede-mă. Aproape, spun, cam tot ce presupune IT-ul de valoare, nu iese în față. Oamenii ăștia țin țara, ăștia sunt creierul, sunt cei care aduc valoare, cum să spun, bogăție de plus valoare prin creierul pe care l-au, da? Și nu numai ei, sunt mulți alții, de regulă nu prea se mai citește întorc. Citește băiatul tău? Ai reușit să-l determin să citească cu setea cu care citești tu? Mamă, ce întrebare îmi pui! Deci uite să spun, da, citește, dar eu nu am niciun merit. Credeam că o să ne dai niște sfaturi cum să da, vă dau, pe copii uite, să citească. Dacă vrei, vă spun o poveste și de aici alegeți și căutați persoana potrivită care mi-a ajutat copilul să citească. Eu eram o idealistă și aveam tot timpul speranța că dacă eu și taică-su citește, automat copilul va face în viață ceea ce a văzut în casă. Așteptăm noi ani de zile, nu, se întâmpla, dar de ce se întâmpla? Pentru că soțul meu a avut inspirația, neavând răbdare să se întâmple ceea ce spuneam eu, el fiind mult mai pragmatic s-a gândit, domne, noi hai să îi dăm niște bani, să-l plătim ca să citească, pentru că altfel nu... Și îl vedeam într-adevăr citind în momentul în care pușculița se golea. Dacă era plină sau avea ceva bani acolo, te rog, crede-mă că gestul era inutil. Adriana, țineți da. Ideea, te rog frumos. Este foarte important ce spui, pentru că înveți mamele, practic, să-i determine pe copii să citească sau poate să îi îndrume, măcar da, dar nu așa. Nu, evident. Îl avem pe Cristi Geamăn, alături de noi, binecunoscutul coregraf. Bună, Cristi! Ia, bună! Ceau! Ce faci tu? Bună. Salut! Ce faci tu astăzi? Bine, pe acasă, mă pregăteam și eu să plec.
Te pregăteai de muncă, ți-ai băut cafeaua, da. Nu mai suntem adormiți așa. Da, sunt gata, sunt pregătit. Bun venit la Book Media, în lumea cărților. Și Cristi... Bine v-am găsit și foarte mulțumesc. Ne-am dorit foarte mult să știm care este cartea copilăriei tale. Au trecut ceva ani de atunci. La vremea respectivă nu era o varietate de cărți ca acum, să poți să alegi, să ai mai multe posibilități. Erau plus minus, din câte mi-aduc eu aminte, cu Ocolul Pământului în 80 de zile, plus minus, amintiri din copilărie care mi-a rămas pe mult timp în minte. Cam asta a fost, cred că amintiri din copilărie. Ion Creangă a fost cartea care, deci, de-a lungul timpului mi-am reamintit. Poznele, Capra Vecinului, o carte a poznelor și exact, a amintirii, exact. A foarte mulți copii fericite. Exact, foarte mulți copii cred că se regăseau în personajul respectiv, în Nică, care făcea o groază de năzbâtii la vremea respectivă. Acum, bineînțeles, sunt alte cerințe, alte dorințe în momentul de față, astăzi, dar la vremea respectivă era super tare, super ok. Extrapolând și ajungând din copilărie în ziua de astăzi, ce carte te-a impresionat în ultimul timp pe tine? Prin prisma muncii pe care o fac, toată ziua eram plecat, în afară de coregraf, eu lucrez și ca personal trainer și am avut destul de puțin timp să citesc, să-mi fie rușine, dar așa pot. Dar cu pandemia am stat foarte mult acasă, nu au mai fost evenimente, nu au fost atât de multe emisiuni și atunci ce am făcut? Am citit. Mă bucur din punctul ăsta de vedere că am reușit să regăsesc o direcție, chiar am citit foarte multe cărți și în dezvoltare personală și antreprenoriat. Am vrut să văd un pic cum sunt altfel lucrurile decât să mergi la sală, să faci coreografii, să faci dansuri, emisiuni. Un pic latura cealaltă, care din păcate am neglijat o bună perioadă. Ce am citit? Am citit 27 de pași al lui Tibiu Șeriu, în ultima vreme, nu știu dacă știți. Start în antreprenoriat, de Onețiu. Cam pe acolo am mers. Inteligența emoțională, cam astea au fost cărțile cu care mi-am umplut timpul. Am înțeles. Foarte, foarte plăcut. Înseamnă că vrei să te educi în domeniul tău, poate în ceva ceea ce te ajută pe tine. Ți s-a întâmplat să citești o carte și să te inspire foarte mult personajul literar, să spunem masculin, probabil în cazul tău, în sensul de ai admira niște valori în care tu crezi și te-ai inspirat atât de mult încât poate ai făcut și niște schimbări în viața reală pentru că ți-a plăcut foarte mult acel personaj? Carte, poate nu. Sau cel puțin în ultima vreme, din cărțile din care citesc. Dar dacă vorbim de un personaj din film și aș spune de Gatsby, poate ciudat, Marele Gatsby, dar dacă te gândești stilul lui, în primul rând cum se îmbrăca, impecabil, modul lui de a fi, felul în care a reușit singur să se ridice, să folosesc niște termeni mai populari, da? Singur a reușit să crească, cred că poate nu neapărat un exemplu de urmat, dar în ce privește vestimentația, chiar se îmbrăcau bine, în vremea respectivă se îmbrăcau toți foarte ok, foarte bine. Deci când o să am o carte oferită de la editura Litera, probabil, și o să avem de-a face cu Fitzgerald Scott, o să-ți dau un exemplar. Îți mulțumim foarte mult, Cristi, pentru prezența ta. Mulțumesc. Și ne auzim, ne vedem, ne citim. Mulțumesc mult. Zi frumoasă. Cu drag și nu uitați, indiferent dacă faceți mișcare sau nu, e foarte important să și citiți. Revenim în studio alături de Adriana Ungureanu, care tocmai ne spunea cum citește băiatul ei. Deci, spuneam că soțul meu alesese calea să-l plătească, nu i-a ieșit, nu mi-a ieșit nici mie cu speranța, până în clasa 6-a, când vine băiatul nostru acasă, odată cu o carte foarte groasă. Și îmi spune, mama, te rog frumos, aș vrea să-mi servești masa la mine în cameră pentru că eu am de citit. Wow! Dar ce citești? Orice părinte vrea să audă fraza aceasta. Da, nu, am zis că n-aud bine. Și zic, dar ce citești? La care el foarte așa înțepat. Nils Holgersson, trebuie să o citesc până la nu știu ce dată pentru că trebuie să o dau la bibliotecă, să o citească și colegii mei. Dar la ce trebuie? La română. Eu nu știu dacă Nils Holgersson este în programa școlară. A fost un început. Eu am crezut că planează vreo notă proastă, că e amenințat, omul constrâns, strâns cu ușa ca să citească. În câteva zile, într-adevăr, a citit. A dus-o la bibliotecă și mă trezesc că vine cu a doua carte. Ce e asta? Uite, ne-a rugat domnul să citim că dacă nu e de rău și nu vreau să-l dezamăgesc.
Acest om, pe nume, sper eu să nu greșesc, George Stănoiu, este profesorul lui de limba română, un om care nu era titular, era, cum se cheamă când e colaborator, deci nu era... Un profesor colaborator. Acest om a ajutat ca până la ultimul elev din clasă, cel cu nota cea mai mică, și acela a citit. Nefiind titular, fiind suplinitor, că acesta este termenul, îi expira perioada de ședere la școala Maria Rosetti la 10 și atunci noi, părinții de panică, am intrat în panică să nu cumva să pierdem așa un om care ne-a ajutat, că nu de alta, dar dacă el pleacă, e clar că copiii noștri nu mai citesc anul următor. Am făcut un fel de petiție, cerere, nu știu, ideea este că și până în ziua de azi este acolo. Deci nu eu am vreun merit, ci acest om, nu știu, întrebați-l pe el și părinții să facă bine să-l caute, pentru că el are metodele lui. O să îl căutăm pe Facebook, Adriana, iar, ați promis? Iar el când a ajuns, vezi tu, când am ajuns la perioada clasicilor și a trebuit să luăm să învățăm pentru bacalaureat, n-a mai fost greu. Pentru că deja se făcuse această deprindere a cititului. Un alt șoc am avut când m-a sunat și mi-a spus că nu poate vorbi, că e la bibliotecă. Da? Deci evoluția a fost firească. Exact. Superb. Adriana, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta aici, pentru prezența solară aici. Dragii mei, avem două cărți pentru concurs. Caut suflet pereche, o carte romantică, foarte ușor de citit, foarte agreabilă, și un thriller, Fata cea nouă, de Daniel Silva. O să le câștigați la concurs. Știți deja, sunt pe pagina de Facebook A7 TV, pe pagina de Facebook a mea de autor, Natasha Alina Culea. Acolo sunt regulile concursului. Ambele cărți sunt oferite de editura Litera. Nu uitați, fără cărți, istoria este mută, literatura nu are glas, știința suspendată și gândirea paralizată. Ne revedem cu titluri noi, cu invitați foarte interesanți, cu povești interesante. Fiți alături de noi în fiecare duminică de la ora 17. Vă aștept la Book Media. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.